O femeie în vârstă de 81 de ani din orașul Siret s-a prezentat la postul de poliție din localitate, unde a reclamat că a fost păcălită de un individ care a sunat-o pe telefonul fix și i-a spus că fiul ei a suferit un accident și că are nevoie de 7.000 de euro pentru intervenții medicale. Atunci bătrâna mamă nu a mai stat pe gânduri și a spus că poate să își ajute fiul cu suma de 30.000 de lei, bani pe care îi agonisise și îi avea în casă. În scurt timp, la ușa femeii s-a prezentat un bărbat care a ridicat banii. Ulterior, femeia a fost sunată de fiul ei și astfel și-a dat seama că a fost înșelată. Cel care a păcălit-o pe octogenară a fost identificat de polițiști și reținut pentru 24 de ore. Este vorba despre un bărbat de 30 de ani care locuiește în municipiul Suceava fără forme legale. În acest caz, oamenii legii au pus în aplicare două mandate de percheziție, însă nu au reușit să găsească banii bătrânei. Ei au confiscat mașina suspectului, care va putea fi valorificată pentru recuperarea banilor. Polițiștii suceveni le recomandă cetățenilor ca în situația în care îi primesc un telefon în care sunt anunțați că o rudă a fost implicată într-un accident, să nu se impacienteze și să verifice veridicitatea informației, în primul rând apelând ruda care ar fi fost implicată în accident sau alte persoane apropiate acesteia. Dacă situația prezentată prin telefon se dovedește a fi ireală, trebuie anunțată în cel mai scurt timp poliția la telefonul unic de urgență 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție, reținând cât mai multe date utile în anchetă. În primul rând, trebuie știut faptul că, în cazul unui accident, nu există noțiunea de plata unor despăgubiri decât în urma unei hotărâri judecătorești, în acest sens sau dacă este făcută prin intermediul unor societăți de asigurări. Orice accident sau eveniment de circulație are două variante de soluționare. Prima este autosesizarea polițiștilor cu privire la un eveniment rutier sau depunerea unei plângeri la unitatea de poliție care se va ocupa mai departe de cazul respectiv, în condițiile legii. În cazul în care există doar pagube materiale, poate opera înțelegerea amiabilă a părților, ceea ce presupune repararea daunelor folosind polița de asigurare auto-obligatorie. Se arată într-un comunicat de presă transmis de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Ionuț Epureanu.